Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Intrat în a patra lună de urmărire a războiului din Ucraina, pe 24 februarie, în zorii zilei, în ciuda tuturor declarațiilor, angajamentelor și promisiunilor făcute de oficialii de la Kremlin, armata rusă, la ordinul lui Vladimir Putin, a invadat Ucraina. A fost vorba atunci de o invazie pe un front uriaș, adică această țară de 44 de milioane de locuitori, care este a doua ca mărime din Europa după Rusia, a fost invadată din trei părți, din sud, est și nord. Puțin credeau atunci că ucrainienii vor rezista mai mult de câteva zile, dar iată, după aceste trei luni, armata invadatoare a înregistrat numeroase pierderi și câteva înfrângeri usturătoare, iar frontul este deocamdată în cea mai mare parte stabil, cu ofensive și contraofensive locale. La telefon este generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim, domnule general, că v-ați făcut timp câteva minute să stați de vorbă cu noi în dimineața asta. Acum, pentru aceste timpuri, domnule general, un război de asemenea amploare în Europa e ceva cu totul neobișnuit. Adică e cea mai mare invazie cu trupe terestre de după al doilea război mondial. După trei luni de operațiuni pe teren, ce ați observat dumneavoastră în privința armatei ruse și a celei ucrainiene? Ce le diferențiază? Care sunt argumentele și deficiențele fiecăreia? Față de ceea ce s-a conceput inițial, invazia și o reușită a invaziei pe teritoriul întregii Ucraine, lucrurile au stat cu totul altfel, datorită câtorva factori. Un principal factor, și din păcate acesta nu a fost bine analizat de către cei care au prezentat informațiile lui Putin, FSB sau GRU, este cel al voinței ucrainienilor de a rezista. Voință care a fost determinată în mod sigur de renașterea sau nașterea reală, istorică, a statului ucrainian, a națiunii și a poporului ucrainian. Au fost considerați și de estici și de vestici ca fiind un popor care n-ar trebui să fie, fiind ruși în definitiv, un stat care n-ar trebui să fie pentru că n-are o istorie proprie și așa mai departe. Se realizează un revers a atitudinii și o atitudine total diferită față de 2014, când Ucraina a cedat, armata ucrainiană în primul rând a cedat, și această voință propulsează rezistența armată, rezistența prin lupta armată. Lucrul acesta este demonstrat de faptul că după trei luni de război, situația operativă pe teren nu este întru totul favorabilă forțelor rusești. În privința trupelor ruse, vi se pare că a existat o supraestimare? Sau ce se întâmplă? A existat o subestimare. A trupelor ruse? Subestimat, da, o subestimare a rezistenței ucrainiene. Okay. O supraestimare am făcut-o noi a forței Federației Ruse. Da. La momentul respectiv, eu am fost cel, printre alții, care am spus că nu vor invada, plecând de la premisa că nu și-au realizat o grupare de forțe necesară pentru abordarea ofensivă, pentru invazia întregii Ucraine. Gruparea de forțe a fost insuficientă, drept dovadă că planul A, care era descris de trei fronturi, trei direcții operative, nord, est și sud, este înlocuit cu un plan B, o concentrare de forțe pe sud-estul Ucrainei, cu aceeași cantitate de forțe și mijloace. Și deși folosesc aceeași cantitate de forțe și mijloace, nici în sud-estul Ucrainei nu realizează scopurile misiunii. Dar trebuie să vedem realitatea de pe teren. Realitatea de pe teren ar spune în felul următor. În zona de sud au un succes relativ, dar există acest succes, adică Hersonul, regiunea, oblastul Herson, în cea mai mare măsură este cucerit. O bună parte din oblastul Zaporojie, sigur, exceptând localitatea Zaporojie. O parte, cam jumătate, din oblastul Donețk și aproape 90% din Luhansk. Pe direcția operativă sud-est nou creată,
s-a încercat o lovitură puternică dată forțelor ucrainiene în sensul încercuirii grupării de forțe și mijloace a ucrainienilor trecută la apărare pe linia de demarcație. O grupare importantă a armatei ucrainiene, vorbind de 40-50.000 de militari ucrainieni care sunt în apărare în lucrări genistice bine realizate. E vorba de linia de demarcație pe care s-a dus războiul mai mult sau mai puțin tăcut în cei 8 ani de zile între 2014 și 2022. Domnule general, în privința situației din sud, acolo rușii au ocupat o bună parte din accesul la Marea Neagră al Ucrainei. Ar putea ucrainienii să dizloce cumva... Nu o bună parte, pentru că partea cea mai importantă de ieșire la Marea Neagră o reprezintă Odessa. Okay. Crimea oricum era anexată de către Federația Rusă. Mm-hmm. Odessa este sub atacul rachetelor, liniile de comunicații maritime nu sunt libere, este adevărat, dar Odessa în sine este liberă. Da. Iar efortul pe care îl va continua Federația Rusă este legat tot de sud-estul Ucrainei. Noi trebuie să urmărim ce se întâmplă în sud-estul Ucrainei, pentru că acolo trebuie să vedem o perspectivă a războiului, să vedem dacă ar exista posibilități de reluare a discuțiilor de pace, eventual negocieri și un acord de pace. Uh-huh. Efortul Federației Ruse rămâne constant pe zona de sud-est, un efort care este dedicat încercuirii unei grupări de forțe mai mici de data aceasta, în intrându-l din Donbass, să-i spun. Toate hărțile operative pe care le vedem are acel intrând din zona Donbass. Acel intrând vrea să fie tăiat de către forțele rusești și să cucerească cât mai mult din teritoriul Luhanskului, au reușit 90%, din teritoriul Donetskului, din Zaporojie și din Herson. Da. În felul acesta, problema principală care se va pune în viitor și din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere politic, este să o definim în mod sintetic problema teritoriilor. Bun. Acum mă întrebam, sigur, e greu, totuși, trei luni nouă ni se pare că e foarte mult timp. Da, că suntem șocați de faptul că are loc un război, dar în termeni militari, un război de 3 luni nu e chiar așa lung. Senzația este... Războaiele din Afganistan, durat 10 ani. Au fost 10-20 ani, unul. Da. Deci sunt 30 de ani de război, 10 ani pe care i-au dus rușii și aproape 20 de ani de război pe care l-au dus Statele Unite și NATO în Afganistan. Bun. Dar transformarea acestui conflict din Ucraina într-un război pozițional, în care nimeni, adică niciuna dintre părți nu poate să o dizloce pe cealaltă. Pe cine credeți că va avantaja? Genul englez, cuvântul englez, stalemate. Da, stalemate, da. Da, există o asemenea perspectivă, pentru că în momentul în care rușii vor cuceri teritoriile pe care și le-au propus din cele 4 regiuni, în mod deosebit acum efortul fiind pe Luhansk, ulterior probabil pe Donetsk, vor vrea discuții de pace. Nu vor fi acceptate de către ucrainieni. Rușii vor fi obligați să treacă la apărare. Au trecut la apărare deja pe anumite direcții din regiunea Herson. Ucrainienii au tot drepturi, dar să vedem capacitatea de a executa o contraofensivă majoră pentru a-și recuceri, a elibera teritoriile cucerite. O rezistență mai mare a armatei rusești în regiunile ocupate va însemna un conflict înghețat în sud-estul Ucrainei, dacă nu se va ajunge la discuții, ulterior negocieri și un tratat de pace. Mai avem puțin timp, v-aș întreba, v-aș ruga să faceți o evaluare a situației forțelor românești de apărare din zona de est, la Marea Neagră, de pildă. Adică știu că Marina Militară Română e mai degrabă simbolică și deja trupele de ocupație ruse sunt la 45 de kilometri de coastele românești pe insula Șerpilor.
Dobrogea mi este foarte dragă, că am fost comandant câțiva ani de zile al brigăzii forțelor terestre din Dobrogea. Am colaborat foarte bine și cu forțele aeriene în perioada respectivă și cu forțele navale, flota maritimă, flotila de Dunăre. Dobrogea este o poartă extrem de importantă pentru România, dar este punctul geostrategic cel mai vulnerabil legat de situația actuală, dar mai ales de modul cum vor evolua lucrurile în zona Mării Negre. Există vulnerabilitatea ale României, dar speranța este că se vor diminua. Să sperăm că în anul acesta vom avea o decizie cu privire la programul de înzestrare, extrem de întârziat, periculos pentru siguranța națională de întârziat, nepermis de întârziat, revoltător de întârziat. Mă opresc aici cu acești termeni, dar este o realitate. Vă referiți la marină? Vorba de programul, mă refer la programul de înzestrare cu corvete multifuncționale și modernizarea celor două fregate. Cele două fregate vechi, ce armament au ele acum? Cele două fregate nu pot să realizeze apărarea pe liniile de comunicații și nici măcar să sprijine eficient apărarea costieră, apărarea litoralului, pentru că cele două fregate nu au decât un tun de 76 de milimetri și, dacă nu mă înșel, pot fi armate și cu torpile. Mulțumesc. Singura fregată care poate să treacă la apărare este fregata pe care am construit-o în România și am echipat-o cu armament din Federația Rusă, care are și rachete antinavă, care are și un sistem nu atât de performant, dar are de apărare antiaeriană, care are și posibilitatea de lansare de torpile. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptarea generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Asta e apărarea României, marina militară, două fregate, un tun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.